tuturor, sunt, așa cum a spus Carmen Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și dacă îmi permiteți am să încep direct cu prezentarea pe care am să vă arăt acum și pe care, după cum vedeți, puteți să o vizualizați și să vedeți toți cei care prezentăm astăzi. Ceea ce eu vreau să vorbesc astăzi se referă în special la metodele de evaluare educațională online și la modul în care acestea sunt arătate și sunt indicate. Să rog colegii să nu miște și ei din săgeți. Despre acest lucru vreau să vă vorbesc. În primul și în primul rând vreau foarte pe scurt să zic doar că ne-am început cu un plan și cu o strategie încă din 13 martie. Am fost cumva mai pregătiți, poate, pentru această stare de urgență. Am avut o metodologie și multe dintre aceste informații le-am prezentat în webinarul care l-am susținut în 15 aprilie și îl puteți vedea online. Astăzi vorbim despre evaluarea academică. Vă prezint aici două imagini, care sunt două imagini reale. Prima este o imagine din Politehnică, cealaltă este o imagine care am realizat-o într-un stat din Statele Unite când am participat la cum se face un online, un examen online care este complex supravegheat online de mai multe lume cu o unealtă profesionistă despre care chiar și voi vorbi un piculeț spre final. Dar întrebarea mea este, chiar dorim să reproducem această situație? Chiar așa dorim noi să putem să facem evaluarea cunoștințelor? Vreau să vă arăt aici care sunt metodele care noi le avem agreate în Universitatea Politehnică din Timișoara, conform metodologiei, și am să le prezint pe fiecare. Ceea ce este unic, poate, pentru toate aceste metode, este că notarea se petrece întotdeauna în campusul virtual al Politehnicii și toate aceste informații și multe alte tutoriale și exemple le puteți găsi pe site-ul nostru. Primul este cel de evaluare prin videoconferințe online. Folosim doar canalele Politehnicii, se face întotdeauna cu înregistrare și cu salvare, iar notarea se află în campusul virtual. Voi merge mai repede spre cele care sunt standard, fiindcă multe dintre ele vor fi prezentate și de colegii mei. Celălalt este cu subiecte individuale, care este un examen scris, mai ales atunci, cum vedeți, sunt figuri destul de complexe sau de complicate de scris și de făcut, care sunt mult mai greu de realizat cu unelte digitale, cu unelte online sau chiar cu unelte dedicate. În Politehnică avem acces la anumite unelte de acest tip care sunt dedicate a fiecare specializări inginerești, dar ele nu pot să fie accesibile studenților de acasă. De aceea se merge pe această variantă cu scris pe hârtie, scanat, am făcut fotografie cu telefonul și sunt încărcate în campusul virtual și după aceea sunt discutate și sunt date note. Dar întotdeauna acest lucru se întâmplă cu prezentarea și cu supravegherea studenților în timp ce scriu online. Cealaltă metodă foarte des întâlnită, după cum vedeți, conform statisticii pe care vă prezint aici din campusul virtual al Universității Politehnică din Timișoara, se face prin teste grilă online. Sunt foarte multe bănci de întrebări cu posibilități de amestecare atât între întrebări cât și între răspunsuri, cu utilizarea și personalizarea atât a Moodle quiz-ului cât și a celorlalte, să zicem, unelte și răspunsuri, cât și partea de videoconferință. Deci de supraveghere din nou în timpul testului online prin videoconferință, iar acolo unde sunt foarte mulți studenți, există mai mulți tutori care fac această supraveghere online. De obicei este un singur tutor la 25 de studenți. După cum vedeți, este o creștere foarte mare pentru examenele din semestru 2. Deja s-au dat examene și în semestru 1. Sunt examene care s-au dat online la noi. Existau 3 facultăți care dădeau inclusiv examenele prin teste grilă online. Înainte de, să zicem, de carantină, pre-Q înseamnă înainte de a intra în carantină. Și, bineînțeles, aici vedeți statistica cu posibilitățile de întrebări. După cum vedeți, de exemplu, am ajuns la o medie de întrebări, cam de 60 de întrebări pe un test, da? Și există un număr maxim de întrebări care se poate pune și care l-am întâlnit noi că s-a pus până acum într-un singur test, cam de 120 de întrebări. Da?
Aici nu sunt evaluate întrebările din bancă, fiindcă acelea pot să fie foarte din banca de întrebări, care este o unealtă specifică pentru Moodle, pentru că acelea pot să fie mult mai bine structurate. Cum se face un alt mod de a prezenta, să zicem, este prin realizarea de resurse educaționale deschise. Îmi cer scuze, acest slide nu trebuia să fie aici. Celălalt mod este de activități și proiecte individuale de grup, care se realizează prin mai multe metode. În primul și în primul rând sunt prin unelte specifice domenii. Se primesc subiecte de proiect, care sunt subiecte reale, de cele mai multe ori care vin din industrie sau din comunitatea locală sau regională și care sunt date studenților fie individual, fie de grup. Este o activitate pe care noi o facem foarte des în Politehnică și care face parte din activitatea de evaluare a studentului, uneori chiar ținând chiar cont ca și notă finală de examen, deci de tip examen. Dar nu este doar faptul că se realizează proiectul, se realizează mai multe lucruri. Există scriere de postări, se face partea de reflexie. Uneori, pentru unele discipline, s-a cerut ca partea aceasta de reflexie să fie realizată prin clipuri video sau audio. Deci studentul se înregistrează pe el însuși prezentând anumite lucruri despre cum a realizat acel proiect, analizând chiar uneltele pe care le-a realizat în proiect. Se face această comunicare prin forumuri de discuții, prin wiki. La sfârșit, întotdeauna se predă un raport de proiect sau de activitate, așa cum am spus, cu prezentarea fie a unui clip video, fie prezentarea în fața colegilor. De ce este foarte important acest lucru și noi îl încurajăm foarte mult, această metodă de evaluare? Pentru că ea necesită mult mai mult decât o simplă reproducere de cunoștințe sau de informații, dezvoltă mai multe competențe în partea de evaluare sau de competențe specifice, poate nu numai inginerești, ci chiar competențe generale, care sunt competențele secolului 21. Și este foarte greu de falsificat. Proiectele sunt unice, proiectele vin cu teme din industrie și sunt greu de falsificat. Care este dezavantajul cel mai mare în acest caz? Este că durează foarte mult, mai ales când ai grupe foarte mari de studenți, 90-100 de studenți, durează ore întregi acest lucru, îi împarți în grupe, faci cu o parte dintre ei, indiferent orice metodă ai face, aici vă prezint cum făceam acest lucru, de exemplu, atât în clasă cât și acum în online, dar el durează foarte mult și este un consumatoare de timp pentru cadrul didactic, uneori chiar și pentru studenți, chiar dacă sunt împărțiți în grupă și nu participă la absolut toate prezentările colegilor lor, unii doresc să participe, alții nu. Și bineînțeles că poate să mai apară și problema notării, care poate să nu fie subiectivă. Intervine și oboseala după un oarecare timp în care stai să asculți prezentările studenților și unele, poate la unele proiecte rezonezi mai bine ca și cadru didactic, la altele nu. Deci este puțin mai dificil. Cealaltă este prin evaluarea prin resurse educaționale deschise. În continuare, aici se poate face și prin autoevaluare. Aici este un exemplu chiar din campusul virtual cu un clip video, care nu e un clip video realizat în Politehnică, de aceea am vrut să vă arăt că sunt video care sunt resurse educaționale deschise sau unele sunt producții OPT, în care se adaugă efectiv cu unealtă, în cazul acesta H5P, un test la care studenții răspund în timp real. Studenții nu pot să navigheze în acest clip video decât liniar, deci nu pot să sară, să miște mouse-ul și să se ducă puțin mai încolo în video sau să se întoarcă înapoi. Ei trebuie să-l urmărească pas cu pas și după fiecare explicație de concept să aibă un test care este de cele mai multe ori folosit ca și test de autoevaluare. Cealaltă metodă, cum am spus, este de realizare completă de resurse educaționale, de ceea ce noi numim resurse educaționale deschise. Care este avantajul major? Am prezentat acest lucru în webinarul care l-am susținut împreună cu Carmen, de aceea voi merge foarte ușor peste el, este că folosesc foarte multe unelte noi, studenții. Pe lângă capacitățile și abilitățile de competențe din zona de pe care o studiază, mai sunt de asemenea și validate și competențele și uneltele digitale. Deci competențele lor digitale, modalitatea prin care ei pot să realizeze. Aici, de exemplu, vedeți realizarea unei aplicații de realitate augmentată pe care au făcut-o studenții din anul 4 de la multimedia. Bineînțeles că noi încurajăm publicarea lor sub licență de Creative Commons și integrarea după aceea de cele mai multe ori în curs, ele redevenind resurse educaționale. Aici am prezentat unele dintre studentele cele mai bune, ajung să prezinte la conferințe
cum realizează acest mod de activitate și de evaluare academică. Celălalt mod care este puternic încurajat și la noi în inginerie, acestea toate sunt exemple reale luate din Politehnică, este cel de e-portofoliu, care este foarte util, mai ales pentru studenții din ultimii ani, realizarea unui portofoliu care să reunească proiecte, examene, evaluări, tot ce au realizat la diferite discipline și care după aceea să poată să facă parte din curriculum vitae cu care ei se prezintă la diferite companii la interviu. Este un exemplu, de exemplu, de cum a realizat o studentă de la comunicare un site web, un blog în care se prezintă singură și ce face. Altă studentă care a realizat, care își dorește o carieră jurnalistică, cum scrie ea. Un alt student de la mecanică și-a pus exemplele pe care le-a desenat și le-a proiectat și cum le-a făcut el. Alte tipuri de evaluări, alte alternative pe care noi vi le recomandăm. Portofoliu, da? Wiki, inclusiv cu introducerea în Wikipedia. Sunt foarte multe resurse pe care noi le prezentăm. Dezbatere online, mai ales poate pentru disciplinele care nu sunt tehnice. Este foarte interesant să fie dezbateri, subiecte date, echipe care să dezbată anumite subiecte într-un interval de timp, deci limitat ca și timp. Realizarea de podcasturi, de bloguri sau de vloguri de către studenți. Gândiți-vă că ceea ce un student ar scrie poate într-o oră de examen, el poate să sumarizeze în 2 minute de video, foarte interesant făcute, este major poate și pentru dumneavoastră să îi evaluați cunoștințele a lui, inclusiv chiar dacă nu mă spune ce a citit și cum a citit și care este părerea lui, nu știu, despre o carte în literatură sau în multe alte tipuri de examen. Prezentarea online, cum am spus, proiecte de grup, exemple de hackathon, da? Deci de programare în grup, într-un timp scurt dat, într-un spațiu destul de limitat, care este foarte popular în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, crearea de glosar de termeni, prin care se creează efectiv și alte resurse educaționale, un jurnal reflectiv sau ceea ce noi numim peer assessment, evaluarea de către colegi. Care sunt evaluările de tip carte deschisă? Am spus că voi vorbi despre ele. Care este avantajul lor special, voi prezenta? Ce sunt aceste evaluări? Îmi cer scuze pentru eroarea din text. Utilizarea resurselor, luarea de notițe, de texte sau de materiale în timp ce se dă examen. Este foarte, foarte popular, mai ales în spațiul anglosaxon și american, foarte multe examene la multe dintre universități, mai ales în domenii vocaționale sau ingineresc, se dau astfel. De exemplu, aici câteva un exemplu, în inginerie, realizarea unei probleme specifice sau găsirea de soluții în anumite cazuri, în drept, cum se aplică legea sau dezbaterea pentru un anumit caz anume, în economie, cu informații care se țină de analiză de date, de statistici, în medicină, partea de cazuistică. Care sunt beneficiile cele mai mari? În primul și în primul rând că nu ai nevoie de resurse foarte puternice online și de foarte mult echipament, de exemplu cum ai nevoie la testele grilă supravegheate sau chiar la subiectele online sau la prezentările care le realizezi în timp online. Este mult mai flexibil și poate fi realizat chiar asincron, deci nu neapărat în același timp de către toată lumea. Combină mult mai multe concepte și dau soluții foarte complexe asupra abilităților, fiindcă întotdeauna trebuie să înțelegi mult mai profund ca și student conceptele și materialele ca să poți să realizezi acest lucru corect. În primul și în primul rând, poate cel mai important atunci când ai examene de acest tip este că studenții trebuie să comunice între ei, trebuie să învețe să caute repede, să ia decizie foarte repede asupra ceea ce au găsit ca și informații, dacă acelea sunt corecte sau nu, și să poată să realizeze o problemă. Acestea sunt abilități esențiale pentru secolul 21 și acest tip de examene îl încurajează. Care sunt dezavantajele? În primul și în primul rând partea de notare, exact așa ca și la cele de proiect, necesită foarte mult timp. Fiecare student, fiecare, să zicem, problemă este una individuală, singulară, poate chiar foarte diferită unele de altele. Și notarea nu este ușoară și nu este, la îndemânul tuturor, poate. Nu există nicio unealtă de automatizare pentru acest tip. Notarea, din nou, poate să aibă erori, deci poate să nu fie la fel de clară pentru toți studenții din ce cauză unii iau o anumită notă și alții nu iau o anumită notă. Îi lipsește validarea de cunoștință de date profundate, deci relații, formule, sunt foarte greu pot să le validez în această metodă, fiindcă automat ei pot să
le găsească și să le utilizeze din orice resurs educațional. Dar întotdeauna necesită cunoștințe anterioare de la student. Care sunt cele mai multe concepții greșite în privința examenelor de tip Open Book? Examenele, toți studenții spun că sunt mult mai ușoare. Fals. Nu sunt deloc. Vă spune un om care a dat examene de acest tip de ambele părți ale baricadei, și ca student și ca și ca didactic. Se spune că nu sunt necesare cunoștințe prealabile. Din nou, fals. Sunt necesare aceste cunoștințe. Copierea materialului este suficientă. Nu este suficientă. Nu pot să iei un examen de acest tip dacă copiez doar material. Ce este foarte important este că sunt întotdeauna necesare ghiduri, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți. Pe centru de e-learning găsiți foarte multe link-uri care duc către aceste tipuri de ghiduri. Am pus două aici. Câteva cuvinte despre partea de integritate academică și plagiarism, mai ales în relația cu studenții. Este una dintre cele mai mari probleme care a apărut în această perioadă și nu numai la noi în România, ci cam la nivel mondial. Toată lumea își pune problema, mai ales cei care nu au desfășurat parte de evaluare academică, de examinare în regim online, cum poți să oprești copierea, cum poți să oprești furtul de materiale. Sunt mai multe metode. Cea mai bună metodă este să ai un cod de etică și deontologie, toate universitățile îl au, dar acesta să fie explicat mult mai pe înțelesul studenților. Dau aici exemplul care este realizat de colegii de la Dublin, care este mult mai prietenos, mult mai simplu și mult mai bine spus pentru toate tipurile de, să zicem, de actori din domeniul de examinare. Sunt necesare ghiduri, studenții trebuie să fie învățați și trebuie să aibă indicații foarte clare ce înseamnă plagiarism, ce înseamnă furt și în ce condiții se consideră acest lucru și, bineînțeles, care sunt consecințele unui asemenea gest pe care îl pot realiza. De asemenea, este foarte important să poți să urmărești tot timpul elementele care fac parte din această parte de evaluare academică. Aici este un exemplu de la o mare universitate din Australia care dau toate examenele online. Deci sunt singura universitate pe care eu o știu, care este o universitate tradițională și care nu susține de ceva vreme niciun examen față în față, absolut toate examenele le dau online și care au dezvoltat foarte multe ghiduri și foarte multe metode de cum să se dea aceste tipuri de examen. Bineînțeles, există unelte. Sunt ceea ce se numește unelte proctor. Cel mai cunoscut și cel mai popular este Proctoriu. Aici aveți prezentat cum face efectiv această recunoaștere facială prin inteligența artificială, cum poate să depisteze inclusiv că există acea persoană, că buletinul care este arătat este identic cât de cât cu fața a studentului, examenele și tot sunt puternic protejate, sunt unice prin QR code-uri, de asemenea cum te miști, cum simte că nu mai ești acolo, poate să recunoască absolut toate gesturile pe care le realizează un student. Colega mea de la Eden, Inke de Varda, de la Inno Energy din Bruxelles, a prezentat aici, a realizat un studiu foarte profundat despre costurile unor asemenea unelte. După cum știți, multe dintre ele n-au costuri publice, i-a accesat și a comunicat cu foarte multe dintre aceste unelte și sunt aici prezentate costurile. După cum vedeți, costurile nu sunt puține. Se ridică la uneori cam pe la 100 și ceva de euro pe cap de student un cost anual. Dacă nu dai foarte multe examene astfel, nu se poate realiza. Veți spune, bun, dar nu este nevoie de un cont pentru fiecare student? Da, este nevoie de un cont pentru fiecare student. Eu personal nu sunt de acord cu acest tip de unelte și din mai multe motive. În primul și în primul rând pentru că tehnic, sau să zicem, de confidențialitate a datelor sunt puternic intrusive pe calculatorul studentului și al cadrului didactic, înregistrează foarte multe elemente din ceea ce se întâmplă pe calculator și este nevoie de o unealtă destul de puternică. Deci nu sunt disponibile, să zicem, pentru tipuri de calculatoare mai vechi sau cu unelte care nu sunt de tip calculator de ultimă generație, n-au camere video, etc., nu funcționează, dau erori și automat duc la indicație de plagiarism. Se ridică semne de întrebare, studentul este frustrat, profesorul este frustrat, deci eu nu le consider, chiar dacă
costurile ar fi ignorate, să zicem, o unealtă foarte bună pentru tipurile de evaluare. Găsiți foarte multe resurse pe zona noastră, care noi o numim Open, care sunt disponibile tuturor. Și sfatul meu la sfârșit. Cățelul nostru astăzi face 11 ani. Cei care ne cunosc știu că este foarte mare iubitoare de căpșuni, de strugurei, dar și de broccoli, întotdeauna. Poate că ieșirea din tipar, deci dacă un cățel îi place broccoli, poate și noi ar trebui să ne placă să dăm cumva mai altfel examenele noastre. Nimic nu fac fără echipa mea, aici este echipa de la Centrul de e-learning din UPT și vreau să vă lansez și invitația pentru conferința Eden, care se întâmplă la Timișoara, complet virtual, cu costuri foarte reduse pentru mediul academic și educațional din România, doar 75 de euro de participant cu indexare de lucrări. Vă mulțumesc tuturor și îmi cer scuze dacă am fost un pic mai lungă. Da? Mulțumim foarte mult, Diana. La mulți ani cățelușei voastre, o cunosc foarte bine, de la distanță. Trebuie să ne și întâlnim. Foarte interesante lucrurile pe care le-ai prezentat și multe putem să le aplicăm nu numai în perioada aceasta, ci bineînțeles și în derularea pe care sperăm ca în curând să o avem normală a tuturor activităților educaționale. O paletă foarte largă ai prezentat. O să îți adresez întrebări pe care le-am găsit foarte interesante în zona de întrebări și răspunsuri, dar până atunci, ca să-ți tragi puțin sufletul, i-aș ruga pe participanți și suntem aici pe Zoom spre 250, mai mult de 60 pe YouTube, să răspundeți la un prim sondaj. Deci rog pe colegii mei să publice sondajul. Acesta era cel puțin mai dificil. Dacă îl punem pe celălalt, poate fi și acesta, dar poate începem cu cel în care vedem participarea la webinariile anterioare. Deci acesta este cel de-al cincelea și vă rugăm să ne spuneți la câte din cele anterioare ne-am întâlnit, pentru că ne salutăm în zona de chat cu foarte mulți participanți pe care i-am întâlnit și înainte, din toate zonele țării și din Moldova. Vă urăm din nou bun venit tuturor. Deci să vedem care sunt răspunsurile dumneavoastră, vă rugăm la acest prim sondaj. Iar în paralel, Diana, te rog să ne spui următoarele lucruri pentru început. Odată este o întrebare pentru referitoare chiar la campusul virtual, dacă există un antivirus pentru fișierele încărcate de studenți, pentru teme, pentru examen. De asemenea, cum ai spune că ar trebui, care ar fi soluțiile dacă în timpul unui examen s-ar întrerupe comunicarea video? Care ar fi abordarea corectă și, de asemenea, ce se întâmplă dacă unii studenți spun că pur și simplu nu pot să comunice video? Ce se întâmplă în timpul examenului în aceste situații? Da, mulțumesc mult de tot. Deci, la prima întrebare, se face o validare antivirus, dar destul de limitată. Nu este un antivirus foarte performant, este unul doar standard, să zicem. Noi recomandăm întotdeauna transmiterea de fișiere care nu pot să fie virusate. Dacă sunt coduri de program, colegii de la calculatoare știu exact și au o tehnică. Avem o unealtă anume cu care ei validează acest virus în online, dar nu este o transmitere clasică de fișiere, de încărcare de fișiere doar atunci pe campusul virtual. Deci există, dar limitat, și nu există la absolut toate tipurile de încărcări de fișiere pe campusul virtual. Din nou, revenind la partea de video, știu că este o întrebare care mi s-a pus foarte des în Politehnică. Recomandăm întotdeauna posibilitatea de a mai fi încă o dată în dat acel examen cu alte subiecte de către acel student sau acei studenți care au probleme.
pentru că mulți studenți nu au camere video la laptopul sau așa ceva, am recomandat să se folosească telefonul mobil pentru camera video pentru examene, iar în condițiile în care acest lucru nu a fost posibil, de exemplu, Politehnica a și cumpărat, după câte știu eu, peste 100 de echipamente și multe au fost și donate încă pentru studenți. Deci, inclusiv eu am avut doi studenți care le-am dat ceva echipamente fără niciun fel de, să zicem, instituție în spate sau ceva de genul acesta. Și se poate face acest lucru. Deci, cum să zic, este foarte, foarte ușor de făcut acest lucru. Acum, e adevărat că există o limitare digitală aici și o recunoaștem. Noi am introdus această modalitate cu introducerea la examene după experiența la primele examene care le-am dat chiar în primul weekend, în 14-15 martie, când am avut examene de restanță de la, din primul semestru, prezentarea a doua și a treia pentru anumite discipline și când, într-adevăr, un singur student ne-a transmis un mesaj din vreo, cred că au fost vreo 10 examene programate în acel weekend, că el știe că nu colegului a dat examen, ci vărului a dat examen în acel moment. Și el s-a conectat și a dat examenul scris și l-a completat, care era absolvent deja de Politehnică. Și atunci s-a recurs la această metodă în care să putem să vizualizăm aceste... există o probă și o dovadă, mai ales față de corectitudine, față de ceilalți studenți. Deci nu este atât de a ne asigura noi, profesorii, că nu ne copiază nimeni și toți. Se știe că nimic nu este valid, da, fără niciun fel de posibilitate de eroare. Da. Mulțumim foarte mult, Diana. Avem răspunsul pentru primul sondaj. Iată că o treime dintre participanții de acum sunt pentru prima dată împreună online la acest webinar, iar o pătrime au participat la toate cele patru dinainte. 16% la 3, 14% la 2 și 10% la un webinar anterior. Deci cifre foarte, foarte bune. Și o să vedeți că în feedback-ul pe care o să vi-l solicităm la final, vă rugăm să ne spuneți despre ce subiecte vrem să discutăm la aceste webinari. Mulțumim deci foarte mult, Diana, mulțumim tuturor pentru lucrurile interesante pe care le puneți în chat, pentru întrebările din zona de întrebări și răspunsuri și îi dăm acum cuvântul celui de-al doilea invitat în workshop-ul nostru. Este vorba despre conferențiar doctor Mădălin Bunoiu de la Universitatea de Vest din Timișoara, care este cadru didactic la Facultatea de Fizică, are o arie largă de domenii de cercetare în domeniul fizicii, este membru al unor importante organisme naționale din domeniul educației și îl rugăm acum la cea a doua prezență în seria acestor webinarii să ne prezinte care sunt abordările Universității de Vest pentru evaluări și examene. Te rugăm, Adalin. Mulțumesc foarte mult, Carmen. Îi salut pe toți colegii paneliști din întâlnirea de astăzi. Îi salut deopotrivă pe toți colegii noștri, cadre didactice și cercetători care participă la această întâlnire. O să fiu foarte specific pe topicul ales astăzi în cadrul acestor webinarii împreună online. O să vorbesc despre aspecte specifice în derularea procesului de evaluare online la Universitatea de Vest din Timișoara și o să încarc prezentarea pentru a putea să fie urmărită de către toată lumea. Și o să încep prin a spune că dacă lucrurile se derulează în mod, să spunem, normal, dacă avem o oarecare stare de normalitate în această perioadă mai ciudată, să-i spunem, acest lucru este posibil dacă acest lucru este posibil datorită unei echipe pe care am și nominalizat-o aici. Știm cu toții că în toate demersurile pe care le facem nu suntem singuri, întotdeauna în spatele nostru există echipe, de cele mai multe ori puternice, de oameni care nu se văd întotdeauna. Îmi face plăcere să-i nominalizez aici pe colegii noi, pe care îi vedeți,
Aș vrea să vă spun că am avut în toată această perioadă un număr impresionant de mail-uri, un număr impresionant de telefoane pe care le-am primit, pentru că nu este simplu ca de pe o zi pe alta să treci de la un anumit tip de predare la un altul și în mod evident au apărut o mulțime, nu ne-a spune probleme, ci o mulțime de situații cărora a trebuit să le facem față. Suntem, aș spune, extrem de mulțumiți de stadiul în care ne aflăm și într-un fel sau altul am profitat și am luat partea bună din ceea ce s-a întâmplat, pentru că am putut să ne materializăm, ca să spun așa, politicile în ceea ce înseamnă digitalizarea procesului educațional la Universitatea de Vest din Timișoara. Chiar dacă unele lucruri le-am punctat, să zic, și la prima mea intervenție în această serie de webinarii, aș vrea totuși să reamintesc că în ceea ce privește resursele pentru studenți, universitatea noastră pune la dispoziția acestora o mulțime de aplicații care vizează chestiuni ce privesc mail-ul instituțional, o mulțime de pachete pe care studenții le pot folosi în elaborarea materialelor pentru diverse discipline. Sunt și chestiuni mai specifice universității, cum ar fi pașaportul cultural, în mod evident accesul la internet și prin EduRom și multe altele. Evident, vizualizarea rezultatelor școlare prin aplicații care merg inclusiv pe telefonul mobil. Și sunt în măsură să vă spun că ieri am lansat și site-ul admitere.uvt.ro, un site care are o cu totul altă, i-aș spune chiar anvergură, pentru că, după cum o să constatați vizitându-l, o să puteți vizualiza, aș spune, tot ce este necesar unui candidat pentru a merge și a lua o decizie vis-a-vis de parcursul său profesional. Da? Sunt lucruri pe care de multe ori am dorit să le știm, cum ar fi poate ultimele medii cu care s-a intrat la un anumit profil sau un anumit program de studii. Sunt chestiuni care vizează compatibilitatea ocupațiilor în spațiul european sau mondial. Toate aceste lucruri se regăsesc pe acest site pe care, repet, vă invit să-l vizitați. Sunt deja o serie de provocări pe care le-am adresat deja comunității noastre. Aș menționa câteva dintre acestea, fără a ști, bineînțeles, că o să avem de-a face cu această pandemie. La sfârșitul anului trecut, la o inițiativă a conducerii universității, fiecare cadru didact al universității noastre a primit din partea instituției un laptop, așadar problemele de ordin, să le spunem, material sau infrastructural au fost depășite pentru că ele erau deja reglate. Apoi avem această echipă IT care este dedicată și conectată la instrumentele digitale prin care facilităm învățarea la distanță. Avem platforme dezvoltate sau în dezvoltare care adresează problemele educaționale, dar nu numai, și cele administrative, respectiv nevoile de consiliere, și spun aici că avem un centru de consiliere și orientare în carieră extrem de activ și extrem de inovativ și care la 2-3 zile pune la dispoziția studenților webinarii prin care aceștia sunt consiliați vis-a-vis de modul în care pot să treacă, să spunem, mai ușor peste această perioadă și îndrumă apoi problemele acestora înspre serviciile specializate ale Universității de Vest. Iar apoi avem promovarea integrității academice prin utilizarea soluției Turnitin integrată pe platforma de e-learning și disponibilă pentru orice curs de pe platformă. Aș spune că acesta este un lucru extrem de important și o să mă leg aici de ce spunea și Diana mai devreme. La Universitatea de Vest din Timișoara am dezvoltat o cultură a eticii extrem de puternică. Da? Noi avem de câțiva ani de zile implementat mecanismul de verificare a similitudinii pentru toate lucrările de licență și pentru toate lucrările de disertație. Da? Deci nu vorbim despre proiecte, nu vorbim despre ceea ce ne-am dorit să facem peste un an, doi sau trei. Sunt universități care poate au dificultăți majore în a-și verifica tezele de doctorat, lucru care este obligatoriu prin lege. Ei bine, la noi funcționează de ani buni și este testată inclusiv verificarea lucrurilor de licență și de disertație, iar acest lucru a adus îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește modul în care studenții se raportează la etică. Da? Am avut inclusiv situații mai delicate, da? Care au fost tranșate cu sprijinul foarte consistent al studenților. Da? Mă bucur să subliniez acest lucru cu 100 în calitate de
organizație principală în activitatea de reprezentare a studenților, pune și ea această organizație în față tot ce înseamnă etica profesională. Apoi avem o serie de resurse și sprijin pentru studenții noștri. Vorbeam despre un proces de digitalizare accelerat al proceselor administrative pentru a reduce interacțiunea fizică. Vă spun că în curând o să schimbăm complet modul de gestiune a studenților, da? Vom avea un secretariat centralizat, vom muta aceste activități de la facultăți înspre acest secretariat și vom avea infocentre pentru toate nevoile studenților, aceștia putând pe marea majoritate dintre ele să le solicite online, mă rog, prin aceste instrumente digitale. Despre CCO am discutat deja, nu o să insist. Vorbeam despre o multitudine de instrumente digitale, de la sisteme video până la tabe virtuale, respectiv medii de productivitate. Și de asemenea explorăm punerea la dispoziție în condiții speciale a unor săli pentru derularea proceselor de evaluare. Da? La Universitatea de Vest din Timișoara punem mare preț pe ce înseamnă autonomia cadrelor didactice în desfășurarea activităților de toate felurile, în mod evident și a evaluării. Este motivul pentru care la UVT cadrul didactic decide dacă studentul folosește sau nu folosește camera video. Așa cum spuneam, ne bazăm mult pe responsabilitatea studenților, ci sunt primii care se fură pe ei înșine în momentul în care încearcă să trișeze. Apoi, avem soluții pentru cei care nu dispun de instrumente digitale. La nivelul tuturor facultăților universității, colegii decani și ceilalți colegi au demarat o serie de acțiuni de a identifica studenții care nu au resurse și fie prin acțiuni pe care le dezvoltă personal la nivelul facultăților, fie altfel, o să încerce să genereze resurse pentru aceștia, dar, dincolo de toate aceste lucruri, UVT va organiza o serie de săli, da, speciale, unde studenții se pot prezenta fizic pentru a putea, în mod evident, să susțină examenele în aceleași condiții ca și colegii lor. Avem și o serie de provocări ce trebuie adresate în viitor. Este vorba de acordarea de sprijin studenților fără posibilități, de asigurarea unui mod de examinare sigur și eficient și de facilitarea unei strategii digitale la nivel universitar, la nivel național. Iar aici sperăm că vom primi și sprijinul Consiliului Național al Rectorilor. Data trecută povesteam despre cum ar trebui totuși să folosim în mod mai eficient resursele care sunt folosite la nivel național. Să ne îndreptăm acum concret spre sesiunea de examene și finalizare de studii în regim online. Practic avem cele două componente, sesiunile de examene, respectiv examenele de finalizare. La Universitatea de Vest, pentru anii terminali, vom avea 3 sesiuni, sigur, notate cu B1, B2, respectiv ce în, să zic, sistemul nostru intern de notare. Și, cum spuneam și mai devreme, pentru studenții care nu au posibilitatea tehnică de a susține de acasă aceste examene, UVT va pune la dispoziție laboratoare de calculatoare pe baza unor cereri, bineînțeles, și cu respectarea tuturor condițiilor care le sunt impuse astăzi. Am transmis mesajul tuturor colegilor ca pentru semestrul al doilea toate examenele să se desfășoare în mod online. Da? Și sunt foarte bucuros să vă spun și dumneavoastră că inclusiv zonele care păreau poate mai atipice, mă refer aici la domeniile științelor exacte și științelor naturii, respectiv la domeniile vocaționale, chiar și acolo s-au găsit soluții. Colegii noștri au fost extrem de inovativi și în acest moment putem spune că suntem în situația de a nu periclita parcursul profesional al niciunuia dintre studenții noștri din anul terminal. Pentru toți am identificat soluții, iar pentru anii intermediari, acele discipline care nu au putut să se desfășoare în regim digital online, acestea vor fi recuperate în mod compact, fie în toamna acestui an, fie în anul universitar viitor, într-o formulă care să convină în mod evident și studenților și cadrelor didactice.
La examene, fiecare student va avea obligația de a se identifica vizual pentru fiecare probă de evaluare scrisă sau orală, respectiv, cum spuneam și mai devreme, fiecare cadru didactic examinator va decide dacă este nevoie sau nu de utilizare activă a camerei video. Despre aceste lucruri am discutat deja. Am decis la nivelul universității că pentru partea de finalizare de studii, respectiv pentru ciclul de licență și respectiv ciclul de masterat, vom folosi în mod exclusiv sistemul e-learning Moodle, iar pentru proba a doua putem să alternăm metodele, să spunem, sau platformele puse la dispoziție în funcție de, eu știu, abilitatea facultăților în a utiliza unele sau altele. Practic, nu avem foarte multe situații. Facultatea de drept a decis că proba de cunoștințe se va derula standard, pentru că domeniul drept este un domeniu mai specific, iar examenul de intrare în profesie este foarte important, așadar va fi un avantaj atât pentru, sau mai degrabă pentru studenți, pentru că ei au ocazia să-și exerseze acest examen înaintea celui pe care îl vor da pentru a intra în profesia, fie în zona magistraturii, fie în zona de avocatură. Iar apoi fiecare facultate va avea responsabilitatea înregistrării și arhivării probelor de susținere a lucrărilor de licență, respectiv de masterat. Mi-am amintit și a doua facultate, unde avem o probă de cunoștință care se va da altfel decât într-un examen, să-i spunem, oral standard. Este vorba de departamentul de psihologie, acolo unde va exista un test și pentru care înțeleg de la colegii mei că vor folosi soluțiile Google Classroom. Ca de obicei, grupul de suport e-learning constituit la nivelul UVT va sta la dispoziția cadrelor didactice pentru toate întrebările care vor fi adresate în această perioadă. Pentru a face mai ușoară această trecere, universitatea noastră a organizat zilele trecute, în 8 mai, un webinar cu modalitățile de evaluare utilizând platforma de e-learning Moodle. O să urmez de unul și pentru Google Classroom. Am avut un număr impresionant de colegi care au participat. Practic au fost 297 de participanți unici, mai mult de jumătate din totalul cadrelor didactice titulare de la Universitatea de Vest din Timișoara, iar 240 de persoane au stat conectate în mod constant pe parcursul celor 90 de minute. Le mulțumesc aici în mod special colegilor mei, Marinel Iordan și Gabi Băzoi, pentru expunerile pe care le-au făcut. Înregistrarea acestui webinar este disponibilă pe site-ul Universității de Vest din Timișoara. A fost făcută o trecere în revistă și practic este subiectul nostru întâlnirii de azi vis-a-vis de ce înseamnă desfășurarea activităților de instruire online și experiența dobândită în utilizarea resurselor digitale. Cum se vor desfășura sesiunile de examene în lunile iunie și iulie în regim online și examenele de finalizare de studii. Obiectivele au fost acelea de a prezenta posibilitățile de evaluare utilizând platforma de e-learning Moodle și, mă rog, pentru diferitele tipuri de examene. Pentru examenul scris de tip lucrare, cu chestiuni specifice, cum ar fi limitarea timpului de răspuns la un test sau cum se poate face acest lucru în echipă sau în mod individual, cum se face acordarea de feedback sau notarea lucrărilor, încărcarea documentelor până la un termen stabilit. Examen scris de tip grilă, da? Cum sunt propuse subiectele spre rezolvare, cum generăm subiecte în mod aleatoriu, cum reglăm posibilitatea întrebărilor de tip PSU, cum acordăm feedback asupra lucrărilor. Apoi, în ceea ce privește examenele orale, cum generăm subiecte în mod aleatoriu, cum înregistrăm examenul, cum acordăm feedback, cum susținem expunerea sau eseul respectiv. Toate aceste lucruri se regăsesc pe site-ul Universității de Vest din Timișoara. Au fost realizate și o serie de tutoriale, da?
pe care le regăsim tot acolo și pot fi consultate inclusiv de dumneavoastră dacă folosiți platforme de tip Moodle care pot avea integrate lucrurile pe care le facem noi, le puteți utiliza și consulta și vă invităm să faceți acest lucru. După cum vedeți, aceste tutoriale sunt într-un număr destul de mare și vizează toate tipurile de activități, cum înrolăm studenții, cum creăm activități de tip lucrare, assignment, eu știu cum instalăm aplicația WebEx pentru examenele oral, cum folosim forumul de discuții, cum importăm întrebări în banca de date care este folosită pentru acest lucru. Pentru utilizarea cu videoconferință Meet, cum avem, eu știu, ghidul de încărcare resurse de tip fișier. Și avem și o serie de activități pe care ni le propunem a fi realizate în viitorul foarte apropiat. E vorba de o altă serie de tutoriale și ghiduri pe care le avem în vedere și care vor fi prezentate colegilor noștri în următoarele săptămâni. Tutorial de prezentare a sistemului de videoconferință WebEx, în special pentru ce va însemna finalizarea de studii. Cam astea au fost, să spun așa, spuse, poate într-un ritm destul de alert, dar am dorit să cuprind cam tot ce am făcut noi de la ultima întâlnire pe care am avut-o în cadrul acestei serii de webinarii. Vă mulțumesc colegii mei din echipa de suport, sunt și ei, bună parte dintre ei, prezenți la acest webinar și vor fi extrem de bucuroși alături de mine să vă răspundem întrebărilor pe care le aveți. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Madalin. Într-adevăr, este o muncă destul de dificilă de a organiza examenele la Universitatea de Vest, unde sunt atâtea specializări și programe diferite care necesită abordări diferite. Este un dialog foarte intens în zona de întrebări și răspunsuri și colegii au răspuns deja la câteva întrebări. Aș vrea să ți adresez acum două referitoare la modalitatea de a realiza notarea în această perioadă. Este o întrebare dacă vor fi online cataloacele în această perioadă și, de asemenea, faptul că pentru unii studenți care nu au folosit platforma Moodle, va fi prima întâlnire cu platforma în momentul în care își vor susține lucrările de licență, dacă va fi și pentru ei posibilitatea de a testa înainte această platformă. Da, mulțumesc, Carmen, pentru întrebări. O să răspund la ele în ordinea în care le-ai adresat. Prima, cred că era legată de cataloage online. Cataloage online și modul în care facem notarea. În primul rând că am sugerat colegilor noștri și le-am adresat cumva oportunitatea ca, practic, evaluarea să se mute preponderent înspre o evaluare pe parcurs. Da? Deci ăsta a fost, să zic așa, și un punct, să zicem, negativ care a fost semnalat de către studenții noștri, care dintr-o dată s-au pomenit cu un număr foarte mare de teme la care trebuiau să răspundă într-un termen foarte scurt, dar, sigur, la un moment dat s-a ajuns la un echilibru, pentru că noi am avut feedback permanent, atât din partea cadrelor didactice, cât și a studenților, și acolo unde am avut informații am putut să reglăm sistemul înspre starea lui de echilibru. Legat de modul în care vor fi trecute notele, avem deja în lucru o procedură care va fi transmisă facultăților noastre, cu siguranță din toamnă, fără să știm de pandemie, da, revin obsesiv la această chestiune, din toamnă noi oricum o să intrăm pe un sistem de cataloage online. El nu este gata acum, așa că vom avea un sistem care va fi la latitudinea, să spunem, cadrelor didactice. Acele cadre didactice care vin în mod curent la universitate, se întâmplă acest lucru și eu acum sunt în biroul meu de aici, vor putea, sigur, să le folosească pe cele în format hard, să spun, iar cei care nu doresc să facă acest lucru, pot face de acasă și ni le vor trimite în format digital, urmând ca în momentul în care acest lucru va fi posibil, ca să facem și tot ce ține de lege, să le avem într-un format original
la secretariate. Deci cumva suntem pregătiți pentru acest lucru. În ceea ce privește utilizarea platformei Moodle, da, în mod evident și studenții prin intermediul colegilor noștri și cu sprijinul echipei de suport vor beneficia de această consiliere. Aș vrea să spun însă ceva, e foarte important acest lucru. Aminteam mai devreme de faptul că noi de 3-4 ani de zile folosim o platformă, vorba de Moodle, pentru ce înseamnă finalizarea examenelor. Da? Deci cumva lucrarea în forma sa finală era pusă acolo în platformă. Deci nu este neapărat o noutate pentru nimeni. Practic, acum ce vom face? Vom atașa WebEx, da, la acea platformă, astfel încât să ne putem și vedea, să putem să stăm în camera de așteptare, adică să folosim absolut toate, să spun, avantajele pe care ni le dă această platformă. Mulțumesc foarte mult! Îi rog pe colegii mei să pun acum public cel de-al doilea sondaj la care îi rugăm pe participanții care sunt pe Zoom să răspundă. Menționăm că cei care urmăriți acest webinar pe YouTube nu aveți posibilitatea de a răspunde la sondaj. Iată un motiv în plus ca să vă înscrieți pentru următorul webinar, să puteți să intrați pe Zoom. Deci vă rugăm să ne spuneți acum dacă informațiile aflate la webinarile anterioare v-au fost utile și dacă le-ați aplicat, adaptat deja la activitatea dumneavoastră. Și bineînțeles, sperăm ca și cele aflate astăzi să vă fie utile și bineînțeles lucrurile pe care le spuneți încet, experiența dumneavoastră va fi utilă colegilor. Deci vom vedea care este răspunsul imediat. Până atunci aș încerca eu să vă lansez o provocare colegilor profesori care sunteți aici. Menționam noi acum două săptămâni, aminteam despre cursurile masive care sunt deschise în această perioadă pentru a veni în sprijinul nostru al profesorilor să fim familiarizați cu ceea ce înseamnă predarea online. Și avem posibilitatea acolo să fim studenți, avem posibilitatea să testăm noi diferite variante de evaluare și examinare. Ține minte că la astfel de cursuri masive, unde se dau și certificate oficiale, participă mii, zeci de mii, sute de mii de studenți. A fost experiența unui curs cu 400 de mii de participanți. De asemenea, pentru că se vorbește aici despre mulți studenți care nu au posibilitatea să dea examene online, nu au camere video, iată, chiar am auzit ieri la un webinar despre Universitatea din București, care pune la dispoziția studenților în regim de bibliotecă, așa cum împrumută cărți, laptopuri sau tablete. O soluție care, în diferite variante, este abordată și la universitățile noastre. Deci, doar 1% din răspunsuri avem că nu au fost folosite informațiile anterioare, peste 90% au considerat utile, aplicabile în activitatea dumnealor, informațiile de la webinarile anterioare. Vă mulțumim foarte mult și acum trecem într-o altă zonă de specializări și mergem spre cel de-al treilea invitat al workshop-ului nostru. Este vorba despre conferențiar dr. Bogdan Timar, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Năseu, specializat în diabet, boli metabolice și medicină internă. Bogdan este implicat activ în dezvoltarea de programe de educație în domeniul medical, fiind promotorul și coordonatorul a numeroase programe și, de asemenea, este implicat în activitate de cercetare în mai multe domenii medicale, coordonând o puternică echipă de cercetare. Îl invităm acum pe Bogdan să ne prezinte modalitatea în care Universitatea de Medicină și Farmacie organizează examenele online. Te rugăm, Bogdan.
Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această dupămasă. Mă bucur să pot să fiu aici alături de dumneavoastră, să învăț din experiența pe care o aveți atât cu examinările cât și cu modalitățile de predare online. Trebuie să vă mărturisesc că sunt deja câteva aspecte de importanță deosebită pe care le-am reținut și pe care vom încerca și noi să le aplicăm în Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babiș din Timișoara și, desigur, în cele câteva minute care au mai rămas deschise discuției, eu o să-mi propun să vin, să aduc în prim plan mai degrabă particularități ale modalităților de predare și de evaluare din universitățile cu specific medico-farmaceutic, cum suntem noi. De ce spun asta? Avem foarte multe componente care ne sunt comune. Desigur că și noi am translatat procesul educațional dintr-un proces educațional clasic, tradițional, în manieră online. Desigur că și noi am pus cursurile disponibile și materialul disponibil studenților online în paralel cu activitatea desfășurată de colegii noștri prin video și teleconferință. Cu toate acestea, există o serie de particularități în ceea ce înseamnă învățământul medical, în special în această perioadă. De ce spun că există aceste particularități? Ei bine, o primă particularitate vine de la faptul că mare parte din corpul universității noastre, mare parte din corpul academic al nostru, este acum implicat în prima linie de luptă împotriva epidemiei de COVID-19. Vă spun, practic, avem aproximativ 2/3 din corpul academic al universității noastre implicat acolo în prima linie. Vorbim de medici în spitale, vorbim de medici stomatologi care vin acum și oferă servicii medicale stomatologice de urgență în condițiile în care sunt permise de către ordonanțele militare și, desigur, colegii farmaciști care sunt la datorie și sunt acolo să servească populația acum când populația are cea mai mare nevoie de noi. În paralel cu aceasta, am avut o surpriză plăcută, care a venit din două părți. O primă surpriză a fost venită din partea studenților noștri. Avem câteva sute de studenți care s-au înscris voluntari pe listele direcțiilor de sănătate publică. Direcții de sănătate publică ce îi vor folosi atunci când va fi necesar. Și o altă surpriză plăcută a venit din partea colegilor noștri din corpul academic, al cadrelor didactice, colegi, care au avut la dispoziție opțiunea de a-și reprograma activitățile didactice. Deci am încercat să ținem cont, știind că sunt foarte implicați în activitatea din spitale, din cabinetele de medicină dentară de urgență sau din farmacie. Ei bine, surpriza plăcută a fost aceea, că n-am avut de altfel nicio cerere de reprogramare, toți colegii noștri dorind să continue și procesul didactic universitar în paralel cu activitatea aceasta din prima linie. O altă particularitate a ceea ce înseamnă învățământul medical, învățământul superior medical, este dată de faptul că, în mare parte, cunoștințele care trebuie transmise colegilor noștri sunt cunoștințe și tacite, nu doar cunoștințe explicite, astfel încât formalizarea lor poate să fie un pic mai dificilă, vorbind de acele abilități, abilități care se pot deprinde puțin mai greu la distanță. Și desigur că aici am încercat să găsim modalități de intervenție pentru a le da accesul la cunoștințe de vârf, cunoștințe aplicabile, cunoștințe care să le fie folositoare. Ne este evident și ne era evident că e foarte important pentru o țară și de altfel pentru lumea întreagă să aibă la dispoziție o resursă umană din domeniul medico-farmaceutic cât mai performantă. Ei bine, cred că în această perioadă a pandemiei, aspectul și importanța acestor detalii este cu atât mai mare, momentele acestea fiind aceste momente în care vedem cât de important este ca acești colegi pregătiți de noi să fie cât mai bine pregătiți. Ei, din punct de vedere al particularităților despre care vorbeam, aș puncta aici câteva dintre ele. O primă intervenție pe care aș aduce-o în prim plan este accesul la material complementar de studiu, care vizează accesul la cele mai noi cunoștințe și la cele mai bune resurse educaționale la distanță. Dintre ele aș puncta trei pe care le consider a fi cele mai importante. Una și care a fost de altfel cel mai bine primită este accesul la o bază de date de cunoștințe medicale de vârf. Este organizată de Elsevier și este baza de date Clinical Key, care este
cu specific medico-farmaceutic. Ei bine, toți studenții noștri și toate cadrele didactice ale universității pot să acceseze într-o manieră gratuită prin contul lor instituțional toate resursele care sunt disponibile în acest moment pe Clinical Key. Iar aceste resurse sunt resurse multiple și foarte valoroase. Mă gândesc aici la materiale informative care pot să fie transmise și prelucrate mai apoi către pacienți. Mă refer aici la ghiduri de ultimă oră de tratament medical, monografii de medicament și, desigur, jurnale de specialitate. Dacă jurnalele de specialitate, în ceea ce îi privește pe studenți, ar putea să conțină niște informații, să le spunem așa, de nișă, supra-specializate, în paralel cu marea folosință pe care o au pentru cadrele didactice, o resursă care a fost foarte bine primită și o resursă foarte folosită de studenții noștri este accesul la cărțile de specialitate, la textbook-uri de renume. Și punctez aici că sunt textbook-uri de renume puse în paralel cu resursele educaționale ale noastre, cu acele cursuri pe care le avem disponibile printr-o platformă, se cheamă UMFT e-books, cărți care altfel ar avea un preț destul de crescut. Și spun că sunt cărți de referință pentru că îmi place aici să punctez, e un exemplu pe care îl putem recunoaște cu toții, dacă studentul nostru dorește să învețe anatomie, spre exemplu, și dintr-un manual care este pregătit de alți specialiști, prin asemenea resursă, prin Clinical Key, poate să acceseze această celebră Grey's Anatomy, care Grey's Anatomy este, da, exact acea carte care a dat titlul mai celebrului film pe care mulți dintre noi îl cunoaște. O componentă de importanță deosebită este componenta multimedia care este disponibilă prin Clinical Key. Aici avem acces la resurse foarte importante ce deja vin și fac translatarea în componența acelor informații tacite, vorbind de dezvoltarea abilităților studenților noștri de a interpreta imagini medicale, de a interpreta electrocardiograme, electromiograme, practic acele materiale care le-ar lipsi acum nemaiputând face stagiul obișnuit în spitale. Spitalele este evident că nu pot să fie disponibile acum pentru stagiile studenților la medicină. E evident că studenții noștri aveau ca principală resursă sau ca primă resursă de cunoștințe practice în domeniile acestea, cum ar fi radiologia și imagistica medicală, sau în domenii care sunt conexe ale cardiologiei, neurologiei, exact acest suport de informație, suport de informație care venea în prim plan direct de la pacientul lor. Ei bine, reușim prin această metodă să le punem acces la o mare bază de date care conține o componentă eterogenă de asemenea materiale care pot fi studiate de studenți și ce îmi place cel mai mult și foarte mult în acest Clinical Key este ultima componentă, o componentă care vine și rezolvă o problemă cu adevărat stringentă în educația studenților noștri din această perioadă și anume abilitățile practice. Pentru abilitățile practice, și o să încerc să exemplific aici, Clinical Key pune acces la aproximativ 40.000 de materiale video filmate sub formă de tutoriale și exemplific aici o puncție venoasă. Este acea procedură simplă, acea procedură care este folosită atunci când se recoltează sânge, spre exemplu, sau poate să fie folosită pentru infuzia unui medicament perfuzabil intravenos. După cum vedeți în acest film care rulează, pașii sunt prezentați într-o manieră foarte didactică, practic filmele sunt gândite de o asemenea manieră încât să explice cât mai simplu celor care vizualizează filmul întregul procedeu. Vine oarecum filmul să încerce să înlocuiască într-o mare măsură demonstrația acestui procedeu live și pornește, desigur, de la pașii premergători, de la ceea ce este necesar pregătirii manevrei respective medicale până la exemplificarea efectivă a manevrei. Am ales această variantă a puncției venoase, este o manevră oarecum simplă și facilă și ar putea să pară mai puțin spectaculoasă. În schimb, am ales să o prezint aici pentru că materialul poate fi vizionat oarecum de publicul larg. Există, vreau să menționez aici, și materiale mult mai spectaculoase. În schimb, cred că unora dintre dumneavoastră nu v-ar fi făcut plăcere să le vedeți nici măcar înregistrate, dar pot să vă spun că sunt înregistrate operații complexe, complet, cu toate ghidurile și toate indicațiile
calificațiile care sunt necesare pentru deprinderea acelor abilități. Atunci când căutam, nefiind un chirurg, nu am o specialitate deosebită în acel domeniu, dar căutând am remarcat, spre exemplu, demonstrarea completă a unei operații de cezariene, practic cu pașii incipienți, cu pregătirea pacientului, alături de exemplificarea tuturor acestor pași. Desigur că poate ar fi părut spectaculos să o aducem ca un prim exemplu aici, dar din nou conținutul nu ar fi fost potrivit pentru un public care nu este de specialitate. O altă componentă pe care am încercat să le punem la dispoziția studenților noștri și nu doar a studenților, pentru că aici am avut un răspuns pozitiv din partea multor colegi, este o platformă de antrenament, să-i spun așa, în paralel cu deprinderea unor abilități practice ce țin de știința datelor. Știința datelor în care biostatistica are un rol principal în medicina bazată pe dovezi, pentru că în ceea ce înseamnă medicină, dovezile științifice apar strict prin aceste metode care țin de biostatistică și de prelucrarea datelor. Motivul pentru care aceasta este absolut necesară este unul simplu. Dacă în matematică 1 plus 1 de regulă face 2, dacă în fizică 1 plus 1 de regulă face 2, în medicină de cele mai multe ori 1 plus 1 este un rezultat care, da, într-adevăr, frecvențe găsește în jurul valorii lui 2, dar nici măcar întotdeauna nu este prezent acolo. Vorbim de variabilitate interindividuală imensă, vorbim de răspunsuri diferite ale pacienților la aceeași intervenție, chiar dacă pacienții ar fi putut să pară similari. Și atunci, pentru a ajunge la cunoștințe medicale valide, sunt necesare tehnici de management și prelucrare a datelor, alături de metode de biostatistică, ce vin și, într-adevăr, îmi spun care este probabilitatea ca ceea ce am observat eu în diverse experimente să fie reproductibil și la nivelul pacientului aflat într-un anume moment în cabinet. Ei bine, acest data camp pornește de la zero, premisă de cunoștință zero, și ajunge până la nivelul de expert, creând experți adevărați în data science. Și tutorialele acestea, trebuie să recunosc că m-au inspirat și pe mine într-o perioadă. Asta a fost și motivul pentru care am încercat să fac disponibilă această platformă studenților noștri. Materialul care e prezentat aici e un material foarte potrivit pentru acest îndemn de stai acasă. Cred că este un material care a fost folosit de foarte mulți colegi și de foarte mulți studenți, pentru că am văzut rapoartele de utilizare. Cred că a fost folosit în principal în perioadele dintre studiu. Cred că a fost folosit foarte frecvent și a fost văzut ca mai degrabă ca un hobby decât un material obligatoriu de a fi folosit. Și ajung la ultima resursă disponibilă pe care am pus-o la îndemâna colegilor și a studenților noștri. S-a discutat puțin și în prezentările de mai înainte despre acest tip de cursuri. Am încheiat un parteneriat cu această platformă Coursera, care este un principal furnizor de cursuri online la distanță, parteneriat prin care ei ne-au pus la dispoziția corpului academic și al studenților noștri acces și la cursurile care de regulă ar fi fost plătite. Și aici ne-a interesat foarte mult pentru că sunt multe cursuri din domeniul medico-farmaceutic. Și am ales, spre exemplificare aici, evident, din domeniul meu de activitate, fiind student al universității noastre, pot accesa cursul de diabet, spre exemplu, la Universitatea din Copenhaga, sau pot să fac cursul de anatomie complet al Universității din Michigan, ori cursul de implantologie dentară de la Universitatea din Hong Kong. Și spre surprinderea mea, foarte mulți colegi, alături de ceea ce deja mă așteptam, foarte mulți studenți, au accesat aceste resurse și parcurg în mod constant aceste resurse. Asta e și motivul care eu cred că a reușit să facă să umplem acest gol de acces la o nișă de cunoștințe, acea nișă a cunoștințelor practice, care, cu siguranță, în domeniul medico-farmaceutic, este foarte greu de deprins în această perioadă. Dacă e să vorbim despre examinare, sigur că multe dintre componentele examinării ne sunt aici comune. Aș puncta aici câteva detalii. Chiar m-am bucurat că a existat o inițiativă a Asociației Universităților de Medicină și Farmacie din România de a avea o întâlnire online joia trecută,
întâlnire online în care am discutat despre metode oarecum unitare de desfășurare a examinărilor, a admiterii și a licenței. În ceea ce privește examinarea din cadrul sesiunii, aici am pus la dispoziția colegilor noștri o platformă pe care o integrăm, este o platformă externă pe care o integrăm în universitatea noastră, o platformă consacrată de examinare, care are și metode specifice de prevenție a fraudei, dar așa cum zicea și profesorul Bunoiu puțin mai devreme, și noi ne bazăm foarte mult pe etica studenților noștri și pe buna lor conduită alături de responsabilitatea lor din timpul examinării. Cu toate acestea, metodele care ne sunt puse la dispoziție de această platformă de examinare sunt metode performante antifraudă și avem încredere, nu o considerăm o principală problemă în această perioadă, dar în paralel cu această examinare care este gândită în special pentru testele cu răspuns multiplu, având în vedere specificul educației medicale și farmaceutice, am pus la dispoziția cadrelor didactice în funcție de, așa cum spuneam mai devreme, specificul disciplinei din care fac parte și metode alternative de examinare. Mă gândesc aici la videoconferință. Avem încheiat un parteneriat cu o platformă de videoconferință consacrată care reușește să îndeplinească toate cerințele care au fost stipulate de către Ministerul Educației cu privire la organizarea examinărilor prin videoconferință alături de desfășurarea probei de licență, susținerea lucrărilor de licență prin videoconferință și mă bucur că am testat-o cu brio. Astăzi, spre exemplu, am avut două susțineri de doctorat care au fost desfășurate 100% în conformitate cu prevederile Ministerului Educației, atât în ceea ce privește videoconferința de susținere, înregistrarea videoconferinței, precum și semnarea documentelor la distanță. Și în paralel cu această metodă de susținere prin videoconferință, desigur există anumite materii în care specificul materiei duce la necesitatea evaluării studenților printr-o serie de subiecte redacționale sub forma unui proiect. Vorbim aici de anumite mixuri între prezentări de caz, de analiză critică a unei probleme medicale, unde, așa cum vedeam în prima prezentare făcută referire la examenele Open Book, cu siguranță și această analiză critică a unor probleme medicale ne permite să desfășurăm proba de o asemenea manieră, încât să nu ne punem problema care exista o variantă de influențare a rezultatului examinării, studentul fiind cel care trebuie să analizeze critic acea problemă și să vină cu un răspuns în contextul clinic al problemei ce a fost ridicat. Cam acestea ar fi detaliile și particularitățile cu privire la procesul educațional desfășurat online în universitatea noastră și cu privire la modalitățile de examinare. Desigur, dacă sunt întrebări, le aștept cu mare interes. Mulțumim foarte mult, Bogdan, pentru prezentare. Foarte interesant lucru că facultățile de medicină și farmacie colaborați pentru a vedea care sunt variantele cele mai bune pentru derularea examenelor. Aș vrea să îți adresez două întrebări din zona de chat și de întrebări și răspunsuri. Respectiv, cum anume reușiți, dacă faceți înregistrarea examenelor online, să faceți stocarea informațiilor? De asemenea, faptul că în această perioadă aveți parteneriatul cu Coursera, o platformă cunoscută de MOOC-uri, și profesorii, studenții pot accesa gratuit cursurile de acolo. Dacă în perspectivă vă gândiți să faceți o recunoaștere oficială a participării la părți din cursuri de pe Coursera sau de pe alte platforme, participarea studenților pentru recunoașterea unor activități la diferite materii, a profesorilor pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale de cercetare, de predare? Cu privire la materialul de pe Coursera,
Recunoașterea constă în acea diplomă, dar nu se pune problema de a recunoaște materialul parcurs acolo printr-o echivalare cu studiile universitare, cu studiile universitare pe care le oferim aici. Și atunci, da, ne bucurăm, este foarte bine că își diversifică oferta de acces la informații, sunt niște informații valide, sunt niște informații valoroase. Cu toate acestea, nici nu ne punem problema de a recunoaște acea parcurgere. Avem un procedeu destul de bine stabilit cu privire la parcurgerea cursurilor clasice în universitatea noastră. Nu ne dorim, sub nicio formă, să translatăm sau să externalizăm parte din cursurile noastre. Este evident, cursurile noastre rămân consacrate pentru universitatea noastră, iar toate aceste materiale trebuie privite ca materiale educative conexe care vin să sprijine studenții și corpul academic al universității noastre, aducându-le informații de ultimă oră și informații de calitate. Este exact ca și când i-ar citi o carte valoroasă, dar acea simplă parcurgere a cărții nu are echivalat cu parcurgerea unui curs universitar în universitate. Deci nici nu ne punem problema de a face această translatare. Cu privire la înregistrarea examinărilor, în sesiune, prin metodologia pe care am adoptat-o cu privire la organizarea la distanță a videoconferințelor, nu facem înregistrarea examinărilor. Sunt probleme de acord ale studenților, sunt probleme care țin de preferințele lor și am considerat că nu este potrivit să condiționăm accesul studentului la examinare de oferirea acestui accept implicit de înregistrare video al conținutului. În schimb, la videoconferința aceea poate să participe orice coleg al nostru din corpul academic, poate să participe orice student din seria aceea, ba chiar mai mult încurajăm ca toți studenții să fie prezenți la examinarea tuturor studenților din acea serie, fapt care cred eu că este suficient. Vom face înregistrarea acestor sesiuni acolo unde există recomandarea expresă a Ministerului Educației, și anume la înregistrarea lucrărilor de licență și la înregistrarea susținerii doctoratelor și abilitărilor, iar spațiul pe care îl avem disponibil pe serverul nostru, în momentul de față, nu ne ridică aceste probleme. Suplimentar, cu platforma de videoconferință am încheiat un contract prin care ne pun la dispoziție un spațiu ce ne va fi mai mult decât suficient pentru doctorate, abilitări și licențe pe care le vom susține în această sesiune. Deci, iată, chiar dacă ceva nu va funcționa pe serverul nostru, chiar dacă n-am avea suficient de mult spațiu, am avea această soluție a înregistrării în cloud, urmând ca mai apoi să ne salvăm înregistrările când vom avea spațiul necesar. Mulțumesc foarte mult. A mai apărut acum o întrebare. Ce se întâmplă cu studenții, în special cei străini din anul 4, care au foarte multă disciplină cu caracter practic? Recuperarea se face oarecum într-o manieră dinamică, în paralel cu aceste intervenții cu caracter practic ale cadrelor noastre didactice. Acum, dacă este să vorbim de anul 4, mă refer în special la anul 4, multe dintre aceste abilități specifice a anului 4, e primul an în care ei pășesc în clinică, pot fi transpuse și într-o manieră exemplificativă la distanță. Repet, o mare parte este evident că nu pot fi transpuse toate și încercăm să găsim cele mai bune soluții. Problemele pe care eu le văd mai mari sunt cele specifice a anului 3, în care fac materii ce țin de semiologie medicală și chirurgicală. Ori semiologia aceasta este știința care se ocupă cu studiul semnelor în medicină. În semiologie, ei trebuie să deprindă abilitățile necesare percuției, auscultației. Sunt anumite manevre, într-adevăr, specifice, care vor trebui și avem un plan de a le recupera dinamic atunci când situația epidemiologică va permite, în paralel cu aceste transpuneri în mediul online. Spre exemplu, vă dau un exemplu tipic de abilitate practică greu de deprins, auscultația. Avem aici resurse pentru studenții noștri care le sunt indicate în mod expres, prin care ei, prin intermediul PC-ului, având acces la acea bază de cunoștințe multimedia, cum este acest Clinical Key, pot accesa direct și atunci ei aud un suflu cardiac, aud zgomotele cardiace normale și să știți, îmi aduc aminte că atunci când a fost necesar să
diversific aceste abilități, foarte frecvent am apelat și eu la aceste resurse, pentru că erau mai facile, mai ușor de ajuns în posesia lor, decât, spre exemplu, un suflu cardiac pentru o patologie rară, care, probabil, în cele 3, 4, 5, 6 săptămâni de stagiu pe care l-au de făcut cu privire la cardiologie, s-ar putea nici să nu-l întâlnească în spital. Și atunci încercăm să facem un asemenea blend, un asemenea mix de transmitere directă de către cadrul didactic a cunoștințelor în paralel cu resursele la care avem acces. Sigur că o palpare nu va putea să fie făcută online la distanță. În schimb, tehnica aceasta a palpării poate să fie foarte bine explicată și studentul nostru poate să primească indicații cu privire la ce și cam cum ar trebui să se simtă. Ori procesul acesta, în ceea ce privește medicina, este la noi un proces dinamic care se extinde pe toți anii de studiu clinic. Învățăm într-adevăr la semiologie o manevră sau învățăm ce ar trebui să auzim, ce ar trebui, cum ar trebui să se simtă la palpare, învățăm într-un anume punct. Dar asta nu înseamnă că din acel punct nu vom face aceste intervenții. Mai mult decât atât, mergem oarecum aditiv, incremental, ci le exersăm astfel încât la sfârșitul celor 6 ani abilitățile acestea să fie mai bune. Le exersăm în continuare pe perioada rezidențiatului și le exersăm, de fapt, pe întreaga perioada carierei noastre, pentru că aceste abilități, pe măsură ce sunt parcurse și repetate, devin din ce în ce mai bune. Asta e și motivul pentru care noi suntem încrezători că vom reuși să recuperăm toate aceste minusuri într-o manieră didactică. Vorbim de un semestru de studiu, din cele 12 semestre pe care le parcurge studentul nostru la medicină, spre exemplu, sau din cele 10 semestre pe care le parcurge un student la farmacie. Și atunci am încrederea că vom putea, cu responsabilitate și celeritate pe parcurs, să recuperăm toate aceste minusuri apărute din cauza situației speciale. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru că toți ne dăm viețile și sănătatea noastră în mâna medicilor și a viitorilor specialiști pe care Universitatea din Timișoara îi formează. Iată o nouă întrebare a apărut: dacă există bioroboți care să facă palparea pacienților, dacă utilizați acum așa ceva? Nu utilizăm și să știți că în domeniul medical, momentan, roboții nu ating performanțe nici măcar apropiate de performanțele umane și vorbesc aici inclusiv de un diagnostic simplu. Este dovedit, nu sunt doar supoziții, este dovedit, există știință care s-a scris pe tema aceasta. În momentul de față, având la îndemână toată baza de cunoștințe, un robot, un algoritm computerizat, interpretează mai puțin bine un buletin de analize nu foarte complicat decât medicul antrenat. S-ar părea că aici factorul uman contribuie foarte mult și înțelegerea globală, înțelegerea per ansamblu a cazului, face mai mult decât această. Nu folosim asemenea roboți, nu v-ați dori nici care dintre dumneavoastră să vă fie pus diagnosticul în momentul de față. Nu spun că lucrurile pe viitor n-ar putea să evalueze într-o altă direcție, dar vă garantez că în momentul de față n-ați dori să fiți tratați de roboți și n-ați dori să fiți diagnosticați de roboți. Mulțumim foarte mult! Invit și pe Diana și pe Madalin să avem o dezbatere finală, pornind de la un nou sondaj la care îi rugăm pe participanți să răspundă. De data aceasta este un sondaj cu răspunsuri multiple. Vă rugăm pe cei care sunteți pe Zoom să răspundeți la acest nou sondaj mai complex, în care să bifați ce tip de evaluare, examen a susținut până acum, ați organizat până acum. Și să comentăm împreună cu Diana, cu Madalin și cu Bogdan răspunsurile și de asemenea îi voi ruga să ne spună ce tip de evaluare nouă, inovativă
au aplicat, vor aplica în această perioadă și, de asemenea, cum activitatea online de pe parcursul acestor destul de multe săptămâni și încă vor mai fi, cred că vor schimba pe mai departe evaluarea atunci când ne vom întoarce în anfiteatru. Să vedem înainte răspunsurile pe care să le comentăm. Da, mai lăsăm câteva secunde să se mai voteze, doar 60% au votat dintre cei prezenți. Invităm pe toți să aleargă oricare dintre ele. Poate am să zic eu foarte pe scurt până atunci, eu susțin și metoda mea preferată de evaluare a cunoștințelor, recunosc, este cea de proiect. Am și avantajul că susțin academic examene doar la ultimul an de la licență și la master, deci sunt, cum zicem noi, ingineri deja, cei cu care eu susțin examene și consider că proiectul este cea mai bună metodă prin care putem să le evaluăm cunoștințele. Inclusiv acolo unde am disciplină cu examen, eu le dau alt tip de proiect, deci pe lângă un proiect foarte mare pe care îl realizează pentru partea de examinare, să zicem, pe parcurs, cum o numim noi, activitatea pe parcurs, eu le dau tot un proiect, de obicei este realizarea unei resurse educaționale, deci, sau unei prezentări, depinde de subiect și de topicul cursului pe care l-am, să o realizeze și să o prezinte public în fața colegilor și să o discutăm și să răspundă la întrebări, atât din partea colegilor cât și din partea mea. Ia foarte mult timp, durează foarte mult, fiindcă am disciplină unde am aproape 100 de studenți, durează ore în șire această prezentare, dar e foarte populară, pot să zic, și printre studenți, deși inițial se plâng un piculeț că ține prea mult, dar după aceea sunt foarte... Mă întâlnesc ei după câțiva ani și îmi spun că a fost una dintre experiențele cele mai interesante spre final de activitate academică. Eu zic să vedem și să comentăm polurile. Îi rog pe colegi să comenteze mai întâi. Sigur. Îi rugăm pe Madalin și pe Bogdan să-și activeze camerele video și microfoanele și să comentăm rezultatul de la acest sondaj. Da, înainte de a intra în discuția legată de sondaj, o să exprim și eu un punct de vedere legat de, să zic, disciplina pe care o predau, dacă tot mi-a fost lansată această provocare. Avantajul, să spunem, domeniilor și programelor de studii care au studenți puțini, și o spun așa cu un anume tip de umor și oarecum ironie, să zic, pentru că fizica, din păcate, aș spune, în ultimii ani de zile, nu mai este un domeniu atât de atractiv pentru tine, dar aș spune că asta este o situație cu niște cauze foarte complexe pe care le putem discuta vreodată, poate în seria de webinarii, cei cu științele exacte în România și nu numai. Dar avantajul de a avea studenți puțini este acela că poți să examinezi oral și pendelete și atunci chiar procesul de evaluare este unul extrem, extrem de consistent. Ajungi practic să le transmiți inclusiv în perioada de examinare o mulțime de informații pe care sigur că le pot discerne apoi ca atare. Dar mă gândesc foarte serios, pornind de la toate exemplele pe care le-am văzut în această perioadă, în zona aceasta online, să inovez, ca să zic așa, puțin, măcar la una din disciplinele pe care o voi preda anul viitor și o să vă spun foarte pe scurt despre ce este vorba. Am sesizat următorul lucru, că dacă în timpul cursului, da, sau activității, eu știu, poate să fie și seminar, să spunem, da, o te oprești din când în când și apelezi și dai întrebări studenților despre ce ai vorbit până acolo și poți să faci următorul mecanism. Adresezi la început întrebarea tuturor în mod individual. Vei vedea ce răspunsuri colectezi, după care îi grupezi pe grupe de lucru, îi lași să discute unul cu celălalt și pui din nou aceeași întrebare. Este foarte interesant modul cum evoluează răspunsul și cum ușor-ușor lucrul acesta în echipă și în grup te duce ușor-ușor spre rezultatul, să spunem, corect. Chiar este foarte interesant și eu, până la un dat, făceam asta cu bilețele, n-aveam instrumentul ca atare, dar acum, iată, am descoperit că pot să-l am pentru că, totuși, marea majoritate au dispozitive chiar în sala de discurs și de cele mai multe ori le spunem să nu le folosească. Acum va părea foarte ciudat pentru ei că le zicem, da, scoateți pe masă smartphone-urile.
Acum legat de sondaj, da, mă uit acum și eu peste el, da, putem să constatăm că o largă majoritate, sau mă rog, nu chiar, da, sunt acestea de realizare de proiecte și prezentări, da, este cumva fire și mă bucur să văd acest lucru, pentru că asta înseamnă că face parte din acea evaluare pe parcurs despre care discutam. Iar aici spunea Diana mai devreme experiența pe care a avut-o și ca student, dar și apoi ca evaluator pentru ce înseamnă Open Books. Mărturisesc că și eu am avut o astfel de experiență și dacă am crezut că va fi ceva extrem de ușor și facil, n-a fost deloc așa, din contră, a fost poate cel mai greu examen sau cele mai grele examene pe care le-am dat. Deci, ce vreau să spun este că evaluarea pe parcurs este foarte consistentă. Acest sistem, să-i spunem, până la urmă, e românesc, cu toții l-am parcurs, cu toți am învățat preponderent în sesiune, dar apoi trebuie să recunoaștem că am constatat că așa cum am învățat în 3 zile, așa am și uitat după 3 zile. Deci, dacă acest proces de învățare nu este unul care să se sedimenteze, nu e în ordine. Deci pe mine nu mă surprinde acest lucru și aș spune chiar că îmi face plăcere să constat că marea majoritate dintre colegii noștri apelează la acest instrument. Iar apoi văd că răspunsurile sunt extrem de cumva omogene oarecum. M-aș uita să văd, nu știu care este cel mai mic procent. Da, uitați, este exact acesta de open book, căruia eu i-aș acorda mai multă încredere. Numai că aici trebuie să recunoaștem, deja este o muncă mult, mult mai mare pentru noi ca și cadre didactice. A găsi subiecte care să fie potrivite pentru genul acesta de examinare presupune un efort, dar iată, uite, o provocare pentru fiecare dintre noi. Da. Mulțumesc foarte mult. Îl rugăm și pe Bogdan să ne spună ce metode preferă, ce a găsit inovativ pentru această perioadă, cu ce anume va merge mai departe? Să știți că în domeniul acesta al nostru medico-farmaceutic, inclusiv în scenariile clasice, nu la distanță, este o eterogenitate mare cu privire la metoda cea mai apropiată de optim, de evaluare. Există locuri în care examenul vorbit, dialogul cu profesorul este cel mai bun. Există locuri în care realizarea unei analize critice a unei probleme medicale e metoda cea mai bună, fie ea înscris, fie transmisă verbal. Există anumite situații în care cea mai potrivită variantă de evaluare poate să fie într-adevăr acea grilă cu răspunsuri multiple. Există acele subiecte naraționale, redacționale, care pot fi folosite în multe scenarii și există și metode care, din păcate, nici măcar nu pot să fie translatate la distanță. Și mă gândesc aici, de multe ori sau în multe scenarii, trebuie să evaluezi din postura de cadru didactic, cât de bine un student realizează sutura unei plăci sau dezinfecția unei plăci. Ori e evident că acest lucru nu poate să fie translatat într-o manieră acceptabilă în acest scenariu online. Și atunci, eterogenitatea aici este una foarte importantă. Așa cum spunea și domnul profesor Bunoiu puțin mai devreme, și eu sunt adeptul examenilor open book și să știți că și în medicină se pot da examene open book și am dat examene open book o bună perioadă până la un moment dat când prin metodologia internă a universității nu le-am mai putut susține și într-adevăr mi s-au părut veritabile provocări pentru studenți și studenții pot să vă mărturisesc foarte deschis oricând ar fi preferat să răspundă la un interviu verbal cu profesorul sau să completeze o grilă ori un subiect redacțional clasic, nu neapărat acel open book. Deci eu îi dau foarte mult credit, cu atât mai mult cu cât există situații în care medicul are și acel timp de gândire și e foarte important să știe unde să caute un răspuns pentru problema pe care o are. Desigur, există și foarte multe alte situații în care acest timp de gândire nu este posibil și trebuie să ia o decizie pe moment. Dar așa cum vă spuneam, este o foarte importantă eterogenitate cu privire la varianta cea mai apropiată de optim de examinare în medicină. Asta e și motivul pentru care în scenariul actual de examinare la distanță online noi am încercat să oferim colegilor o paletă cât mai largă de modalități de evaluare,
pentru a putea alege modalitatea de evaluare cea mai potrivită specificului disciplinei și materiei pe care o predau ei. Este evident că poate, într-un fel, va fi evaluat un student la anatomie, într-un alt fel la biofizică, într-un alt fel la chirurgie și într-un alt mod la examenul de medicină internă. Și cred eu că în scenariul actual, prin metodele pe care le-am pus la dispoziție, atât cât ne permite scenariul de evaluare la distanță, scenariul online, această eterogenitate de variante oferită colegilor noștri poate să ne ajute să măcar să ne apropiem de varianta cea mai bună de aplicat în ceea ce privește evaluarea la distanță. Pentru o evaluare corectă a studenților, în care ei să-și pună în valoare cunoștințele dobândite. Mulțumesc foarte mult! Vă rog dacă mai aveți ceva de comentat, de adăugat, Diana, Madalin. Eu mă bucur foarte mult că am fost atât de mult și atât de divers astăzi. Acesta a fost și scopul acestui webinar și mulțumesc foarte mult lui Madalin și lui Bogdan pentru participare și ție că ne-ai ținut cumva mai în frâu așa pe tot. Și la sfârșit o să vreau să prezint badge-urile și webinarul de săptămâna viitoare. Da, mulțumim, Diana. Madalin? Mulțumesc tuturor, a fost ca de fiecare dată o plăcere, chiar cred că ne-am încadrat așa într-un orizont de timp care a fost confortabil pentru toată lumea. Sunt foarte bucuros că îmi permit să-i spun acum la final Bogdan, pentru că suntem într-o relație de prietenie apropiată și iată, ne-am tot amenințat noi că ne vom vedea, mă bucur că am făcut-o astăzi aici online și sunt convins că vom accepta și alte provocări pe care ni le adresați. Mulțumim tuturor pentru atenția pe care ne-au acordat. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc celor prezenți. O rog pe Diana acum să anunțe ce pregătește Centrul e-learning pentru săptămâna viitoare. Da, deci mai întâi aș dori să vă spun că săptămâna viitoare vom merge la Iași. După cum vedeți, avem colegii noștri de la Universitatea Tehnică din Iași care vor prezenta care sunt modalitățile prin care ei dezvoltă și desfășoară acum foarte multe exemple și laboratoare virtuale în domeniul educației inginerești în această perioadă. Îi mulțumesc foarte mult colegului meu din IEEE, profesorul Cristian Ghiozohaba, care va gestiona complet acest webinar și care a contactat colegii de la Iași. Pe unii dintre ei cunoaștem foarte bine din alte proiecte pe care le-am avut. Și îmi permit să vă arăt tuturor modalitatea și ceea ce veți primi ca și, să zicem, participant la acest webinar. Este un badge, un certificat digital care îl veți primi prin e-mail. Trebuie să-l acceptați de pe o anumită platformă și puteți după aceea să vi-l și tipăriți fizic, dar și să-l înglobați digital atât în curriculum vitae, cât și în alte platforme de social media. Și vă invităm să vă înscrieți la webinarul de săptămâna viitoare. Mulțumesc mult! Mulțumim, Diana! Aș spune că mulțumim tuturor pentru participare, vă așteptăm la următoarele întâlniri, dar de asemenea vrem să rămânem în legătură pe multiplele canale online pe care le avem și sperăm și dorim ca și altora să le fie utile întâlnirile online, pentru că le găsesc pe YouTube, le găsesc ca mici filmulețe pe Instagram, deci pe toate platformele apar aceste informații, prezentările sunt pe Slideshare, deci integrăm foarte multe platforme sociale, așa cum până la urmă trebuie să o facem și în cursurile noastre. Vă mulțumim tuturor, vă dorim o seară plăcută și să ne revedem cu bine. La revedere! La revedere!